cu aventuri încă din primele 6 luni de viață ale micuței lor. Miriam, așadar, Marian Mexicanu, Ana Maria, soția și Miriam, fica, sunt aici să-i primim cu aplauze mai ușoare pentru că doarme aia mică. Exact. Să încercăm ușor, ușor, pe liniște să venim la emisiune ca să se acomodeze pentru că este prima ei apariție. Da, iată, mami, suntem la televizor. A, și bună! Acolo. Bună, mami! Perfect, și mergem ușor, ușor pe canapeluță. Mama are ochii albaștri. Sunt ochii de Moscova. De la bunică sunt. Ochii albaștri. Neica, păi Neica, Neica avea ochii albaștri? Neica era de la... Băi, da, normal. De la, și era și de la Moscova. Nu, că mă uitam la tine și ziceam, ce ochii albaștri ai, Marian? Ai mei sunt ochii după Rahova. De pe Rahova? De pe Rahova, da. Da. El are de la Moscova. Deci de la Moscova. Că am moștenit, practic, culoarea ochilor de la bunicu. Da, da. A lăsat ceva. A plecat, de a lăsat ceva. A lăsat ochișorii. Care sunt superbi. Uite, uitați-vă, așa, ochișorii. Iată ce fetiță frumoasă. Cât de tare. Miriam, oameni buni, vreau să-mi spui cum ești, tăticule. Cum te simți în perioada asta? Am înțeles că există 9 ceruri, eu sunt în al 18-lea cer. Da. Da, de fericire, de bucurie. Sunt mult mai responsabil, parcă sunt mai tânăr, de aia mi-am luat și eu Adidas și nu mai mă port cum mă portam eu cu pantofi de lac lăutar, știi, cu cravată. Cu gleznele goale, tata, glezne, așa da. Mafiot. Mă, nu, glumesc. Sunt același, dar tu știi că ești tată și... Cum se uită la tine acum? E ceva divin. E ceva divin. Te face să vii mai repede acasă? Te face să pleci mai târziu de nu, acasă? Nu, păi, dar eu nu pot să plec singur. Plec numai cu doamna după mine. Asta e că așa ne-a lăsat, ne-a unit Dumnezeu. Plecăm împreună, venim împreună. Și vă face să veniți mai repede acasă, da, nu? Da, când da. Avem plecări de 2-3 zile, 4 zile, mamă. Uite ochișori, ia uite ochișori aici. Ia uite ochișori. Cu minte, nu zice nimic. Mamă, doar când e foame. Doar când e foame. Nu că dacă este să plângă, știu eu ce mesaj are pentru tine. Mi-a zis, tăticule, dacă plâng, îi transmiți mesajul. Ok. Ana Maria, cum e? Cum e postaza asta de mămică? E frumos. Doar că este și greu, bineînțeles, dar e foarte frumos. Ați trecut de perioada colicilor? Nu a avut fata. A fost ok. Da? Adică doarme noaptea, vă lasă? Da, este cu mințică. Are 6 luni acum? 6 luni jumate. Băi, cum trece timpul. Da. Chiar asta mă uitam ieri, zic, Doamne, când ai crescut atât de mare, mai e puțin și facea. Acum v-ați obișnuit cu Miriam, vedeți cum e cu o fetiță de 6 luni, v-ați mai gândit sau ați mai vorbit? Nu ne mai gândim. Cum se face o studiu? De ce nu ne mai gândim, s-a blocat creierul. De ce? La subiectul ăsta creierul se blochează. Vrea un frățior, că este mică și vrea păi să deja joace. Avem 6 copii, 7, 8, 9, câteodată 11, câteodată 12, dar deja avem, nu e suficient. Dar poate Ana mai vrea un surior sau o surioară. Mai vrea un surior, așa tată? Da, așa taică? Păi taică, eu Miriam, așa este? Mi-am luat o Adidas și zis, dar sunt prea bătrân. Nu-i așa? Da, chiar așa. Cât ani ai acum, Marian? Stai să 51. Gândească. 51, mulți înainte. Să rămână. Și simți că ești un pic... Nu sunt, mă, tu știi că eu sunt ca ursul, mor, dar nu mai mor niciodată. Mănânc coliba tuturor. Bine că ne cunoscuți. Păi de asta zic că ești în formă acum, ar putea să mai apară un surior sau o surioară. Sunt, mă, dar nu este, știi până ce... Este în formă, e maximă. E... Tu, ce să mai zic, nu, e suficientă ea, Miriam, pentru ea, că eu mai am nebunii mei, mai am pe ea, casa e casa plină, când vine, păi a venit Edi acum 2 zile la mine, a venit cu Antonio, a venit cu Rosie, a venit cu, cum te cheamă până la urmă, că am uitat? Nu știu. Cu Darius, da. Glumesc, mă, știi? Tataie, mi-e foame, tataie vreau măr, tataie vreau aia, tataie vreau. Și a rămas cu tataie, după ce au plecat nepoții, am luat și fetița. Și n-am mai zis Miriam, hai tataie, dorm ce tataie, pe cuvântul meu, dacă n-a rămas tot cu tataie. Deci eu sunt și tataie, și bunic, și mamă, și tată. Deci iată, Marian Mexicanu, da. În 7 roluri. Tată, mamă, bunic, mătușă, tușă, de toate. Da. Dar te întreb ceva, dacă iese nepoată mea afară, care are 12 ani, Rosie, da. Fata lui Edi, da. Și iese cu Miriam pe stradă și o plimbă. Și mai vine o altă fetiță, tot de 12 ani, și o întreabă, vai, dar cine este fetița surioara din căruci? Ta? Nu, nu, trebuie să-i spună, e mătușii mea. E mătușii mea, da, aia mică e mătușii mea. Deci nu o să vezi nicăieri o familie mai... S-a mai întâmplat lucruri de genul ăsta, Marian. Important e să fim sănătoși și fericiți, asta e tot ce contează. Fratele meu drag, sunt tare fericit.
E, în primul rând, ne-a dăruit Dumnezeu un copil sănătos. Ce iubire, e sănătos. Bravo, fata mea. Zic eu că este frumușică, că eu făcusem un pact cu Ana. I-am zis, dacă cumva fata mea e urâtă, nu o scoți, nu o vadă nimeni. Eu o țin aici, eu o cresc, nu o vadă nimeni urâta mea. Aoleu! Chele și nebun, oameni buni, e pe jur. Modul glume. Nu, asta jur, am zis, nu o scot, nu. Dar eu zic că nu ne face de rușine, are ochi de la Leningrad. Corpul și-a puțin așa să îngrașe, vine puțin spre Rahova. Vine puțin. Fata mea să fie model. E iubirea mea, ea este balerină, iubirea. Balerină, să fie balerină. Ana, vreau mea. Să fii sincer cu noi, să-mi te ajută Marian? Uite, de exemplu, astăzi m-a ajutat o oră. I-am zis, lasă-mă să oră? Fac și eu. Mult, mult. Păi avem cine să ne ajute, iubitul meu frate. Avem cine să ne ajute. Noi dacă sunt, eu vin de la nuntă și am luat voală mireții și am dezbrăcat mireața și am îmbrăcat-o și am dus și cum să mai stau și cu fata și că na, nu mai pot. Am și eu 51 de ani, fraților. Tocmai de asta mi-ai mult. Deci aici, dar vezi ce șmecherie? Cum e ceva de făcut? Am 51 de ani, trebuie să mă odihnesc că nu mai am vârstă. Apoi când îl întreb ce pamă, mură, ce mai în formă. Vezi, să-i dai seama. Ține iubirea lui tataie, ăsta lui tăticul. El, tataie. Te iubesc, tataie, da. Uite ce se uită la Cătălin, îl analizează. Cum o alintați? Eu? Dacă spun ceva, în mai multe feluri, pentru că neamul ei este de la Moldova și fiecare îi spune, deci pe mine mă cheamă Bătănaș, numele de familie. Da. Și e greu să-i spună Bătănaș, a spus, mamă ce frumoasă e Bătănașca. Deci totul există cu o terminație de-astea rusească. Bătănașca. Bătănașca. Da. Dar de ce rusească? Pentru că tatăl Anei, nu? Sunt, da, ei sunt în Republica Moldova, știi? Ok. Și mai da. Folosesc limba rusă. Și folosesc limba... Republica Moldova de peste Prut. De peste Prut, de peste Prut. Chișinău, Bălți, toată zona aceea da. De nord. A, da. Și... Mai este și Rățușcă, care gură de Rățușcă. Îi ziceți Rățușcă, așa? Da. Rățușcă, Bătănașcă? Rățușcă, da. Bătănașca. Și a zis în ultimul timp, acum mai spune Miriamu. Da. Miriamu. Da. Ce treabă o avea, nu știu, dar mi-e îmi place. Și nu îi spune Miriamu, nu mi-i spune Miriam, Miriamu. Botezul a fost? Nu, dragul meu, păi vine mare nuntă, vine botez acum, vai de capul Iertați-vă meu, păi trebuie să vorbim, că fără tine nu se face deci, nicio nuntă de high class. Stai un pic, deci să vorbim. Tu ai și nunta și botezul în acea da, zi? Păi am zis, dacă tot fac festivitatea asta frumoasă pentru fetiță, să iau și o rochie, doamne, albă și aia a schimbat-o, să nu mai la anul, să iar bag mâna în buzunar, ajunge. Ceea ce am băgat mâna în buzunar. Asta cât amântai la tine? A opta. Nu, mă, a doua. A doua. Am făcut una, asta e, n-a fost să fie. E în parametri normale. Da, da, e ok. Sunt ok. Preotul a spus trec, deci, maxim trei. Maxim trei. Da. Ok. Dar nu, mă opresc aici. Bun, Ana, aici. Deci urmează nunta și botezul în da, acea zi. Corect. Da, opa, opa. Uite-o. Da, spun ce mi-a zis. Felicitări pentru filmul cu fetița ta. Eu știam, mi-a zis, deci mi-a zis să traduc. A zis că o iubește pe fetița ta și a zis că este cel mai tare film pe care l-a văzut ea. Ea cu ea adorme. Da, da. Da? Ți-a plăcut? Ție acolo filmul Tati da, Part-Time? Acolo, da, da, acolo. Ne-a plăcut, ne-a acolo plăcut. Adormim. Acum poate apar și dințișorii. Și noi, ușor, ușor, mai durează fug de acasă, vreo... Fug nu apărea dințișorii, fug de acasă. Da, la băiță te bagi? Nu. Nu se bagă deloc, Cătăline. Dar mai cântă cu acordeonul? Știi... Dar știi ce? Asta am vrut să zic. Deci când îi facem băiță, el îi cântă. Și îi place la fată. Deci tot ce va face. Deci imaginezi cum tu acolo, haide un pic, Miriam, stai așa, stai, cum nu știu cum. Să fac cum? Un filmuleț cum îi cântă la baie. Și tu îi cânti cu acordeonul, nu? Da. Păi nu mai știu ce să-i facă, plânge, ce să-i facă, o arunc în sus, o plimb, o pun pe picioare, mai plânge, știi? Și când iau acordeonul și cânt, se mă ascultă să vadă, o fi bine, nu o fi bine ce cânt, știi, mă corectează. Da, important e că, uite, asta v-a împlinit ca familie și că sunteți fericiți. Cred că asta contează, știi? Corect. Cred că peste tot felul de dispute și de glume și de înțepături și de răutăți de-a lungul timpului, suntem asta contează. Fericiți. Lăsând gluma deoparte și oricum faptul da. Că suntem la tine într-o cea mai șmecheră emisiune pe planeta omenirii. Se știe! Da. Ba, ba. Așa. Suntem fericiți. Pentru că, zic eu, Dumnezeu îți dă și după suflet. În viață, dacă ești un om rău și faci rău, nu poți să primești bine. Dar eu poate am avut în viața asta gura puțin mai rea. Dar sufletul calci pe el. Și Dumnezeu știe lucrul acesta și uite ce mi-a dat. Ia uite ce mi-a dat. Uite. O fată mai urâtă ca alta. Ia uite.
Da. Ce zici, tate, acolo? A zis că îți mulțumește că ne-ai chemat la emisiune și că... Și prima e emisiune, să o vedem emisiune. Și noi pe Miriam, așa. Da. Prima apariție. Prima apariție la tine a venit în emisiune. Știi mama, care este? Mă gândesc câteodată. Am avut tot felul de experimente, experiențe de-a lungul timpului cu invitați care veneau de vârsta ei aici la emisiune. Și când am crescut, început emisiunea acum 17 ani, Happy Hour. Și apoi au venit acum când au 17 ani. Am pățit povestea asta și cu băiatul lui Marius Mihalache. Da. Cu... Romanița. Romanița Iovan, da. Deci mulți. Așa ne dăm seama era, cum îmbătrânim Bucernea. Noi. Bucernea, da. Deci adică oamenii ăia și cu fata Roxanei Ciuhulescu. Ah, da, așa e. Da. Adică oameni care au venit la emisiune pentru prima dată așa și de 17 ani, după aia la 17 ani vezi adolescenți și tot și zici ok. Atunci realizezi și după cum trece timpul peste noi. Mai venim exact. Când avem 16-17 ani. Ai renunțat la lucruri în perioada asta pe de când a apărut Miriam sau ți s-a schimbat ceva în viață? Este normal să fie lucru, persoana cea mai importantă și să beneficieze de cel mai mare interes ea. Miriam, este normal. Au înțeles și copiii pentru că este micuță și este neajutorată. Nu că are mai mare valoare în fața mea niciodată. Eu n-am cum să iubesc mai mult ochiul drept, cum ți-am mai spus, decât ochiul stâng. N-am cum, tu știi că și tu ești un tată la fel ca și mine. Eu te simt. Dar uite, eu când o văd mă zăpăcesc de focul ei, o iau în brațe, o țin așa și adorm cu ea la pieptul meu. Îi cânt, îi fac ce vrea ea. Perfect. Acum trebuie să vedem cum facem cu Miriam, care o să meargă la colega noastră, la Greta, nu? Pentru da. Că voi vă pregătiți să ne și cântați ceva împreună. Uite, bulănase! Bulănase! Deci dacă tu vezi aici, de la, cum îi spun pulpănele, pulpițe? De la pulpițe, da? Copănele? Da, perfect. Da. Marian, haideți să o ducem la Greta și în același timp la persoana care vă ajută și e cu voi și noi să ne pregătim să cântăm. Ce ne cântați, Ana? Te rog să explici despre balama noastră. Cântăm o melodie despre o balama. Deci o să ascult despre ce este vorba. Cum o melodie despre balama? Explică tu. Explică. Păi știți că rusește. Trebuie să spun românește. Balama? Explică așa ca pe Rahova. Da, nu. Este vorba de un text satiric, în primul rând. Este vorba de o doamnă care cheamă vecinul acasă să-i repare balama. Și să vezi ce se întâmplă de la balama. E ca ăla care chema instalatorul? Ai, cu instalatorul. Trebuie să iau și acordionul ca să... Deci oameni buni, am trecut la satiră cu Marian Mexicanu și Ana Maria astăzi la noi la emisiune. Vă dorim să vă bucurați de muzică, de mâncare ne-am bucurat mai devreme, acum de muzică, imediat avem și sosuri picante, avem și comedie, pentru că vine și Alicia cu Serghei, vin la noi la emisiune, așa că hai să ascultăm piesa asta, cum se numește? Balamaua! Chiar vecine schimbă, așa, ca să rămână în cap! Vecine schimbă în balamaua și el ăla ce crezi că vrea? Dar stai vezi. Să te întreb ceva! Tu ai schimbat vreodată vreo balama? V-am zis că e prietenul meu, ține cu mine! Păi ia-o-te copilul, ia-o-te, dacă aș fi venit cu câte balamale, ar fi fost aici teren de fotbal Steaua sau Dinamo. Am înțeles, ok. Lucruri care s-au prescris. Important e că acum Ana Maria și Marian Mexicanu sunt aici să ne cânte, să ne bucurăm de ei, de muzică și balama! Să avem o zi frumoasă!